Artur? Neașule, bine ai venit la noi. Ce faci, mă, Artur? Mă găsești mai bine acum, într-o zi postează mult mai bună, dar am fost mult mai rău. Aolo. Mi-a fost mult mai rău înainte. Mi-a fost mai rău că am fost răcit. Banii treceau pe stradă. Ce mai vreșe? Ai fost răcit, Artur? Am fost răcit rău, că ne-am dus să ia Ramona pensia de la Bălțești și la autobuze acolo, la Castor, la Județean, ne-a ținut șoferul în drum de la DST, că așa facă ei acolo, până vine ora plecării, că plouă, că ninge, că e vreme rea, că bate vântul, păi nu-i interesează. Ei stă la căldură mașină și se uită la lume afară, cum stă în stație. Și m-a luat răceală. I-a zis, Ramon, intră tu măcar în ghereta asta cea la autobuz, că nu mai avea loc, era plină și aia de lume acolo. Și las că stau eu afară, că nu se ia de mine răceala, zic, că dacă răcești tu, e problemă, zic. Bagă-te înăuntru aici. Și m-a plouat, am fost, bineînțeles, am fost cu televizor după mine. Cu ce? Cu televizorul. Da, acolo nu avem televizor. Eu îl folosesc acolo, mă uit la el. A, și ai luat televizorul după ție? L-am luat după mine, m-am mutat, l-am cuplat acolo, m-am mutat la el acolo și m-am rămas înapoi. Și pe ce sistem l-ai? Cum l-ai adus? Păi avem sistemul ăla de cablu cu... Nu, cu, cum l-ai adus? Într-o sacoș, în ceva? L-am băgat în cutie. A, l-ai băgat în cutie. Cutia mea am băgat un sacoș. Și el are un cablu cu transformator, care poți să-l bași și în priză la 220 direct. Că așa. Nu se arde. El preia 220, dar îți dă tot 12V. Cablul lui. Așa este. Aolea, să mă dau mai încolo. Și când am ajuns la Bălțești, am început să am dureri de cap, amețeli. M-am simțit în ce în ce mai rău, am început să mă doară în gât. Păi și cât ai stat în ploaie acolo? Păi asta cred că vreo oră și ceva. Sa... Vreo oră și ceva bine, dar tot asta. Bătea și vântul, era și frig, era de, că a fost la de capul ăsta. Umbrelă ceva? Nu. Nimic? Nu, n-am. Am uitat acasă. Am uitat-o, n-am luat-o, că am plecat și era ca acum. Ah. Și când am ajuns în Ploiești, să ne trezim că era noră, a început să bate vântul și să plouă. Așa. Și am răcit, am stat așa, norocul mare a fost că mă sună un băiat care este și el student la drept, tocmai la Craiova. Și zice, Arture, zice, unde ești? Zice, că eu sunt la tine, la poartă. Ha, eu sunt la Bălțești, la socri, zic, am venit să-și rămân la pensia. Și unde e Bălțești ăștia? La ce distanță e? E la vreo 18-20 de kilometri. Hai că pun GPS-ul, zice, cum ai zis că zice, Bălțești, Bălțești, zice. Hai că vin acolo, zice, într-o oră, așa, cred că sunt acolo, te sun. Când au venit, m-au sunat, am ieșit în drum, ne-am dus cu ei, hai să mergem la o cafea, vă dați seama, eram prins de răceală, nu mai puteam sta nici în picioare, mă durea și capul. Le-am zis, nu știu ce, că am luat o răceală, așa. Au stat ei cu mine, au stat de vorbă cu ei. Dar cine erau sau stai că nu? Niște băieți care m-au văzut în filmările care le facem. Ah, celebrii tăi fani. Exact. Ah, înțeles. Și au venit, au venit până la Bălțești fanii? Au venit până la Bălțești. Ăștia fani adevărat. I-a zis, băi frate, într-adevăr, cine vrea să te cunoască, să te vadă, vine acolo unde ești, vine după tine. Noi am vrut să te cunoaștem, am venit după tine. Veneam și la marginea pământului. Deci ce am zis, bă, ce mai contează acum? 20 de kilometri în plus. Am venit noi de la Craiova, 10 kilometri, ce până la centru și tot mai acum. Sunt astfel de oameni inconștienți care au venit până la Craiova doar să te vadă. Da, au neamăr și în Târgoviște. Și cine vine să mă vadă nu este inconștient. A, glumit. Domnul Răzvan. Așa, și au stat cu ei pe acolo sau ce? Și am stat cu ei, până mi-au dat 100 de lei, cu banii m-am dus și am luat medicamente. Am luat sirop de tuse, mi-am luat pastile, ce-mi trebuia. Am luat Coldrex, deci băusem Coldrex ăsta pentru răceala și gripă, nu se ia așa oricum. Eu l-am luat după ureche, am luat cred că vreo 8-9 plicuri. Am consumat. La un moment dat îmi venea greața de el când le beam. Supradoză. Și sună asistenta de aici în centru și a spus, uite voi, zic, am luat 9 plicuri de Coldrex și domnul trece răceala. Vine greața acum când îl beau. Băi, nu-l mai bea, ce că te intoxici cu de-ala, zice. Păi în cât timp ai băut ăsta? Nu-l mai bea. Păi ce, beam cam la 4 ore luam unul de-ala. Deci luam unul de-ala la 4 ore. Am luat 2-3 zile la rând. Că am zis că n-a, zic că e răceala, zic să-i dau bine în cap la răceala, zic să se aducă răceala. Ai terminat stocul de îmbălțești de Coldrex de la sau? Să știi, să știi că l-am terminat, nu mai avem. Și tot nu mi-a trecut. Așa, dar zi, stai așa că le amestecăm Artur de... Zic cu băieții, deci au venit, unde ai stat cu ei, la Bălțești acolo? Am fost, au venit în Bălțești, de acolo ne-am dus la... O altă nașă, da, mea. Nașule, că nu e singur, ai concurență. A, la doamna Gina, care este cel mai select magazin din Bălțești, m-am dus acolo să rămână nășică. Am venit și eu cu finii, cu nașii, să bem o cafea. Gata, nașule, să poate, finule, vino aici. Ai, i-ai dus acolo la Bălțești. Ne-a băgat aici, vă bag la terasă, ne-a băgat la o terasă acolo în spate. A, Martin, terasă la Bălțești, nu cred. Da. Vă duc în Bălțești să vă arăt și unde e terasă. Exact, știți unde e magazinul? Unde facem noi stânga spre Păcureț, ele pe dreapta. A, în zona, la strada principală. Acolo, pe strada principală. Așa. Și ne-am dus,
Am băut cafea acolo, am stat de vorbă. Hai să mai luăm și un suc, mi-a mai luat și un suc. Băi, Arture, zice, noi te admirăm pe faptul cum ești tu, zice. Că, zice, ai făcut atâtea filmări, noi te cunoaștem de când ai început tu cu Răzvan prima dată, zice. Te știi mai bine ca pe neamurile noastre. Și nouă ne place, zice, toate filmările care le faci tu. Într-adevăr, zic, mai auzi pe cineva care îi place. Dar nu te-au certat că vinzi lucruri, că strici? Nu, a zis treaba ta, că l-ai vândut palitare. Nu este o problemă, zice. Și cine ți-a trimis, dacă ți-a, băi frate, dacă eu îți dau ție un lucru și tu îl vinzi, pe mine ce nu mă mai interesează, mentalitatea mea asta este. Pe mine nu mă mai interesează ce faci tu cu lucrul. Eu ți l-am dat, că nu l-ai păstrat tu, e problema ta, zice, tu nu l-ai, dar eu ți l-am dat. Știți? Am înțeles ideea, da. Că acum dăm dintr-una într-alta și băiatul ăsta este student la drept. Așa. Și face dreptul. Și, că zic, îl faci și pe stângul, ce nu, numai drept. Stai, Artur, că simt că te duci în altă direcție. Asta terminăm cu răceala, că să știe mi-a toată trecut. Țara cu răceala. Am ajuns, am plecat de la Bălțeș la Ploiești și la Ploiești am luat sirop. Mi-a luat niște sirop de iederă, care l-am în casă, o să vi-l arăt. Dacă vreți vi-l arăt acum, nu mai este, că știi că l-am băut. Ce-ai băut sirop? A zis că să iau sirop cât o 3 linguri pe zi. L-am cu lingură. Ce dracu, mă încurc cu lingura. Sirop am de... băut cu gura din el. Sirop de? De tuse, se întrecă. Nu, dar cum? De ce? I-a zis că e de iedere. A, și e bun ăsta? E buricea, că ăla e dulce al dracului. Și acolo, l-am băut cu sticlă. După Coldrex ăla, ai mai luat ceva după supradoză? Sau? Da, după Coldrex am mai luat și pastile. Am luat paracetamoale. Am făcut și un tratament cu vin fiert. Și cu zahăr și cu, am băgat picioarele în apă caldă. Bine că nu ai băgat în vin picioarele. În apă mai fierbinte, așa cu te-a sare. Învățat mama? Nu. A, nu? Ramon. Ramon. Nu, bă, să știți că chiar mai mult mi-a dat și mama soacră mi-a dat pastile. A. Deci ia maică de la mine, ia un teraflu de ăsta, mai ia. Ia-ți de aici, alege ce pastile, știi tu că e de răceală, că îți face bine, zice, ia-ți de aici. Dar câte pastile? I-a zis, zice, nu te-am văzut niciodată așa pierdut. Deci eram pierdut, nu mai puteam adică, să mă cum? Picioare. Erai deci, și la față mai, și... Nu mai aveam chef de nimic, de abia merge, uite așa merge. Nu mai puteam să, nici nu puteam să mai merg.